Ați fost surprins de anunțul lui Florin Cățu că va candida la funcția de președinte al partidului? Sau existau deja zvonuri de câteva luni. Inițial știam că nu vrea să candideze, dar ulterior au început să apară tot felul de discuții. Și după n-a mai fost o surpriză că au fost vreo două luni în care pe surse s-a tot discutat în partid că va candida. E foarte bine că dorește să candideze, este un meci, este o competiție reală care ne animă în interiorul Partidului Național Liberal și, așa cum v-am spus, cel mai bun va câștiga. Surpriză au fost și anunțurile făcute de cei care erau apropiați de președintele Ludovic Orban în trecut, iar un nume îmi vine, spre exemplu, acum în minte, domnul Tătaru, care știam că e un apropiat al președintelui PNL, dar iată, astăzi îl vedem în echipa lui Florin Cîțu. Domnul Tătaru a fost în echipă, este în conducerea Partidului Național Liberal, probabil că are o serie de supărări din cauza faptului că nu am reușit să luăm Ministerul Sănătății, chiar le-a manifestat public în interiorul partidului, dar opțiunea este a fiecăruia, tocmai de aceea, dacă domnul Tătaru consideră că domnul Cîțu e un candidat mai bun, a mers în acea echipă. Nu este un delict de opinie acum. Fiecare alege pe cine vrea. Okay. Le putem numi dezertări? Nu cred că se poate. Sunt opțiuni, atâta timp cât opțiunile sunt corecte, atâta timp cât nu se face un abuz de putere pentru a impune o anumită opțiune colegilor, într-o democrație și într-un partid democratic, este normal ca fiecare să aibă opțiunile. Desigur că există o serie de dezamăgiri, dar asta este. La negocieri nu am putut să tragem... Nu am putut să tragem semnătatea, mai ales că Vlad Voiculescu era și în grupul de negociere și cei de la USR Plus au dorit foarte mult să aibă semnătatea și atunci pe lista priorităților PNL, deci a fost un sistem de trageri bazat pe un algoritm, Webster se cheamă, deci e vorba de un șir, este un algoritm matematic și când ei au tras printre primii Ministerul Sănătății și atunci n-am putut să luăm noi. A fost o chestie pur matematică. Deci de aici și supărarea unora din echipa. Sigur, o serie de supărări supărările sunt mai complexe. E și o chestie de evaluare de oportunitate. Până la urmă, fiecare alege și cu inima și cu sufletul. PNL Sector 1 în ce barcă joacă? Am văzut că domnul Sebastian Burduș a fost reconfirmat în funcție de președinte. Da, există o echipă sudată la Sector 1. Noi am votat... Deci avem din 36 de membri, din 36 de membri ai biroului permanent de sector, 32 au fost reconfirmați, iar noi acum două luni am votat în unanimitate susținerea domnului Orban și în interiorul organizației noastre este un curent masiv de susținerea domnului Orban pentru încă un mandat. Deci nu... Deci putem spune că PNL Sectorul 1 merge cu Ludovic Orban. Da, păi a votat deja, am avut un vot, dar votul final va fi la moțiune undeva prin august, începutul septembrie, când vom da atunci votul Consiliului Director de Sector, unde vom vota o moțiune pe care o preferăm. Astăzi pot să vă spun că în urma votului trecut am susținut unanimitate candidatura domnului Orban. Vă întreb și pentru că, de exemplu, președintele filialei, domnul Sebastian Burduja, nu a spus clar, chiar mă uitam, nici nu a scris pe Facebook pe cine susține sau dacă îl susține pe Ludovic Orban. Din moment ce inclusiv dumnealui a votat susținerea domnului Orban, cred că era cazul să facă o comunicare așa, dar... Bineînțeles, se mai poate răzgândi. Nu cred că există o discuție de răzgândire. Este vorba de o strategie de comunicare care va fi... Fiecare își face strategia de comunicare. Eu, personal, comunic foarte transparent că sunt în coordonare cu domnul Orban. Și nu e un secret. Iar în organizația noastră există o majoritate largă ce îl susține deschis pe domnul președinte Ludovic Orban.